Nu doar pandemia de coronavirus ține școlile închise. Chiar dacă elevii au stat acasă un an de zile, sunt unități școlare în care muncitorii nu mai termină lucrările. Primarii au avut treabă cu pandemia, iar societățile s-au lungit cât au putut cu termenele de execuție. Pe de altă parte, sunt școli care nu au aviz de funcționare. În secolul în care trăim, încă există elevi care trebuie să meargă la toaletă în spatele școlii și să se spele la lighean. Nici legislația cu privire la situațiile de urgență nu este pusă la punct în toate școlile. Să știți că din punctul acesta de vedere mai sunt probleme, în sensul că unitățile de învățământ fac toate eforturile pentru a-și putea asigura toate documentele legale, însă o bună parte din ele știți că au probleme care nu pot fi soluționate. Sunt lucrări de construcții care presupun racord la apă, presupun racord la alte utilități care, din păcate, nu există în localitățile cu pricina și aici se întâmpină niște probleme. În ciuda acestor lucruri, conducerea ISJ susține că reluarea cursurilor se poate face cu succes. Am anticipat și am făcut o simulare și o constatare a ceea ce se întâmplă în școli pentru reluarea cursurilor. La modul general, considerăm că îndeplinim condițiile prevăzute anterior pentru a putea să reluăm activitatea cu succes. Sunt multe unități care ar avea probleme ca și număr? Cred că nu. Din punctul acesta de vedere, cred că nu. Rapoartele colegilor mei nu au prezentat astfel de situații. Deci cred că ne încadrăm în standarde. În Gorj vor reveni la cursuri aproximativ jumătate dintre școlari, totul în funcție de rata de incidență a fiecărei localități în parte. Ministerul Educației ia în calcul ca rata de incidență să crească de la 1 la 1,5 la 1000 de locuitori.